Accidente grave din cauza vremii pe șoselele din țară. Lângă Ploiești, o auto utilitar în care se aflau 3 persoane s-a răsturnat într-un șanț. Șoferul în vârstă de 39 de ani a murit pe loc, iar 2 pasageri au fost grav răniți. În accident a fost implicată o auto utilitară care circula pe DN1A către localitatea Bărcănești și în zona menționată pierde controlul asupra direcției de deplasare, părăsește partea carosabilă și se răstoarnă pe terenul viran din prelungirea drumului național. Din accident a rezultat decesul unei persoane și rănirea altor 2. Oamenii legii continuă cercetările pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs tragedia. Și la Dej, 3 persoane au fost grav rănite după ce o mașină a derapat pe carosabilul acoperit cu zăpadă și gheață și s-a oprit într-un podeț. Șoferul a scăpat teafăr, dar cele 3 pasageri au fost rănite. În urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgență pompierii, o ambulanță și un echipaj smurd. Polițiștii anchetează cazul. În București, un șofer nu a mai putut controla mașina în rondul de la Fântâna Miorița și a intrat în gardul Muzeului Minovici. Echipele de intervenție de la ambulanță și descarcerare au intervenit rapid. Șoferul a fost transportat la spital. Cel mai probabil, bărbatul conducea cu viteză mare pentru că mașina a fost distrusă în totalitate în urma impactului.